într-un mood romantic acum, pentru că ne întâlnim cu o... Știți că în România termenul acesta este mai puțin folosit sau când e folosit, nu e folosit bine. Dar dacă teatru și filmul românesc a oferit memoriei publice dive, una dintre dive este doamna Dafinescu. Cezara Dafinescu se află alături de noi. În această ediție specială a ținut să fie alături de noi de Vinerea Mare, să rămână. Privim cu foarte mare drag filmele, piesele de teatru atunci când ele se difuzează pe televiziunile private sau publice. Ocazie cu care, să știți că am eu de dreptate ce spun. Roluri frumoase, o apariție absolut spectaculoasă a dumneavoastră și niște ani pe care îi duceți frumos mai departe. Asta e inevitabil. Toți treceți prin asta. E adevărat. Dincolo de toate însă, doamna Dafinescu a ales această culoare roșie în așteptarea Paștelui care vine. Cum e Paștele pentru dumneavoastră? Cum îl sărbătoriți? Cum sunt cei de lângă dumneavoastră? Cum faceți? Întâi să vă spun, să vă îmbrățișez, să vă spun că am venit cu drag la voi. Este pentru prima dată când vin la postul vostru. Ce chestie? Da, să luăm o piatră în gură. Așa am zis și eu și mărturisesc că în mare parte pentru tine. Mulțumesc. Pentru că ne știm de mult timp, erai... Nu mai vreau să spun cum erai, mai apucat și tu în alte condiții, poate mai bune, da. Dar asta e, mă bucur că în această sărbătoare sunt alături de voi, de-aia m-am și îmbrăcat ca un ou de Paști. Mărturisesc că rochia este cu atât mai dragă pentru că mi-a fost făcută cadou. Așa. De o tânără stilistă care se numește Alexandra Crișan și cu ocazia asta îi mulțumesc și eu ei. Cu drag. Și zic... S-o pun pentru prima dată la voi. Ce să spun, dragă Cristi, Paștele e ceva minunat, ceva sfânt. Eu am multe amintiri foarte plăcute de-a lungul anilor. Paștele întotdeauna l-am făcut în familie. Mai nou am rămas mai puțin în familie, sunt cu fata mea, cu nepoții. Și încerc și eu să fiu așa cam tot ce fac toți românii. Să sperăm că o să fie și liniște, să sperăm că avem încredere în Dumnezeu, că ne ajută și așteptăm cu drag învierea și primăvara și renașterea și chiar dacă suntem mai maturi, ca să... spun așa, așteptăm cu aceeași bucurie Paștele. Da, ne bucurăm foarte mult. Pe de altă parte, am reușit să generăm în această săptămână, în emisiunea noastră, și miercuri, și joi, și iată, și vineri, și la începutul săptămânii, întâlniri cu oameni speciali care au revăzut momente importante ale vieților. De aceea vreau să vă întreb, apropo de... amintiți-vă o sărbătoare sau un moment de Paște în care erați cu cei dragi. Pentru că de unii, cu siguranță, vă este dor. Oameni dragi ai dumneavoastră, oameni bărbați, soți, da, pe care i-ați iubit și care au plecat mult prea repede de pe această lume. Da, da, într-adevăr. Eu știu, m-am consolat cu gândul că căsnicile mele, cele două căsnicii, au fost foarte intense și atunci, ce să spun, s-au consumat, a fost ceva, cel puțin cu al doilea soț, a fost ceva foarte rapid, foarte intens și n-am stat cu el decât 8 ani de zile, așa a fost să fie, dar dacă vorbim de amintiri, îmi amintesc cu drag Paștele pe care îl sărbam mereu la Mănăstirea Cașin. Ce frumos! Da, în fiecare an noi stăteam foarte aproape de Mănăstirea Cașin și îmi amintesc și acum, parcă văd marea aia de lumânări și cum cântam cu toți și întâi cum așteptam înfrigurați să se întâmple minunea și cam astea sunt. Restul sunt lucruri normale. Așa este. Același meniu, același... Absolut. O să vorbim și de cei mici imediat. Avem și fotografii foarte frumoase cu doamna Dafinescu pe parcursul vieții sale. V-ați întrebat până la urmă, atât de intens, atât de puternic, dar de ce atât de repede s-a terminat? Nu m-am întrebat. Adică
fericirea a avut o asemenea forță și magnitudine, da? Da, da. Și totuși, de ce n-a fost să fie mai mult? Nu m-am întrebat, pentru că așa a fost să fie. Cel puțin cu al doilea soț a fost ceva neașteptat. Dacă voi priviți pozele, da, 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 în care eram, aici sunt cu George. Avem și poze și cu George, da. Și cu al doilea soț. Parcă era altceva, parcă eram drogați. Dacă ne vezi, hai că eu o femeie mai romantică, dar el, Dita, mai omul, și sportiv, și era și el așa drogat. Aici sunt amintiri cu George. Foarte frumoase amintiri. Aici este, da, gelul. Aici foarte frumos. Deci, practic, a fost o iubire și o, ca să nu spun vrajă, o comuniune absolut fantastică, da, acolo. Da, da. Tot ce s-a întâmplat cu gelul a fost... De aia nu mi-am pus întrebări, că nu știu, așa a fost să fie, nu pot să... Ați primit acești 8 ani de zile ca un dar, așa cum au fost ei? Am primit inconștientă. Am trăit pur și simplu clipa, pentru că dacă mergem pe această pantă a celor două căsnicii ale mele, vreau să spun că sunt fericită că am avut tot ce se poate. Știi, de obicei iubirea este sau foarte intelectuală și adulație, și George cam așa mă iubea. Pentru el eram sigur că eram cu vreo 13-14 ani mai mică și atunci eram așa ca un bibelou și da, nu încerca nici să mă atingă, nici cu o floare, cum se spune. Era și foarte frumos și împreună, de da, succes, da, amândoi, da, da, un cuplu, da, foarte, da, frumos. Adică dacă au fost câteva cupluri în România, așa cum vedem și la Hollywood, el și ea, amândoi de succes, da, frumoși și cu o imagine foarte frumoasă împreună. Și era o imagine. Da, n-am, da, avut foarte multe, dar am avut, într-adevăr. Da, sigur că pe vremea aceea se bârfea că el e prea mare, că nu e adevărat. În perioada aia nu s-a simțit nicio diferență. Dar cu George eram genul ăsta de iubire, dacă vrei, oarecum platonică sau intelectuală sau nu știu. Da, da, da. Nu era pasiune arzătoare. Exact, ne simțeam bine, vorbeam despre orice, având aceeași meserie, am jucat împreună, eram la același teatru. Dar când Leoaică fiind eu, când a apărut gelul, a fost ceva de nedescris, adică a fost o cometă, ceva... Îți dai seama că într-o lună de zile amândoi am divorțat și nu s-a putut... Știi că altfel ai o legătură, da, bine, da, nu-l, da, mai, da, iubești pe X, îl iubești pe altul, dar la noi nu s-a pus niciodată problema să nu ne căsătorim. Adică ce era ce ca, așa ca o... Și amintirile astea nu Nici nu mi-e greu să îți descriu, știi? Le-am păstrat așa ca pe o perlă în sufletul meu. E foarte frumos și, într-adevăr, Dumnezeu v-a dat aceste două feluri de a iubi, da, pentru a le avea pe amândouă și ca să vă simțiți cumva împlinită. Deci, asta spun, o femeie găsește un gen de a iubi, dar eu am avut șansa să am o iubire în plenitudinea ei, dacă vrei, știi? Dar nu v-ați gândit și a fost atât de puternică această a doua relație cu gelul, astfel încât nu v-ați gândit după aceea poate că mai există spre sfârșitul vieții încă cineva alături de care să-mi duc zilele? Nu, vezi, foarte ciudat. N-ați mai simțit nevoia? Nu, gelul a luat cu el tot ceea ce însemna dragoste. Extraordinar. Sigur că pare ciudat, că, slavă Domnului, am mai avut oameni care... Ai zis și tu, nu eram chiar urâțică de tot. Ei, Doamne! Dar îți dai seama că din 2003, de când a murit el... Sunt aproape 20 de ani. Pe mine nu m-a mai interesat nicio altă legătură. Dar se spune că după marile iubiri, cam așa ești, se întâmplă. Da, ești golit, dacă vrei, din punct de vedere sentimental. Ca prietenii, da, sigur că am mai avut prieteni buni, care, dar niciodată, nu știu dacă... Nu știu. E, și pe urmă sunt la o vârstă fragedă și... Aia zic și eu, am, doamnă, toate șansele. Da, într-adevăr, imagini foarte frumoase. Dacă ați merge acum către copil, către nepoți sau către cei din jur și le-ați spune, uite, din viața mea aș lua ceva. Uite, asta eu am trăit și te rog să trăiești intens, asta te rog să te ferești. Ce ar fi?
cu atât mai mult cu cât ați trăit și a spus singură, într-o breaslă în care a fi frumoasă, a fi talentată și a mai fi și iubită, păi este un prilej de invidie până la cer. Știi, eu n-am simțit, pentru că, tocmai pentru că probabil eram atât de liniștită din toate punctele de vedere, încât eu nu cunosc invidia și nu pot să spun că am avut un rol pe care l-am dorit atunci când l-a făcut altcineva. Nu, nu, sentimentul ăsta nu l-am simțit, așa cum n-am simțit sentimentul geloziei. Și nu l-ați simțit în sensul în care, deci, chiar dacă, să zicem, domnul Motoi sau cel erau plecați undeva, nu v-ați gândit că se poate întâmpla ceva? Niciodată. Extraordinar. Niciodată. Extraordinar. Bine, acum, gurile rele. Da, leu-i puternic. Da, gurile rele. Gurile rele, știi ce spun? E bine, mă, la cum arătai, era și prost să te lase, știi? E adevărat, e adevărat. Nu știu. Da, mulțumesc lui Dumnezeu, nu mă plâng și ce am trăit, am trăit intens și frumos. Sigur că îmi pare rău că aș fi vrut să fie mai lungă perioada. Absolut. Da? Trebuie ce vreau să vă întreb, frumusețea dumneavoastră, repet, dincolo de talentul actoricesc indiscutabil, frumusețea pentru anumite persoane poate să fie și o binecuvântare, dar și un blestem, cum se spune. La mine a fost un blestem. De ce? Pentru că tu m-ai mai văzut jucând. Tu absolut. Ai văzut. Eu nu sunt. Eu v-am prins în teatru. Deci acum când mă uit la dumneavoastră, știți că am o imagine în minte la Teatrul Național, la sala Atelier, cu dumneavoastră și cu Florin Piersic când ac venețian. Eram sigură. Deci erați atât de frumoși unul lângă altul. Eu eram mic, aveam 10, 11, eram cu părinții mei și țin minte că era o energie acolo, cât mă ducea pe mine capul de copil într-o perioadă în care copiii stăteau la jocurile lor, nu erau ca acum. Dar mi-aduc aminte că era o chestie și erați așa de frumoși împreună. Să știi că la un moment dat un cronicar a și spus că spectacolul suferă de calofilie. Adică era prea frumos. Așa era. Îți luau ochii și îți mărturisesc cu bucurie, recunosc că mulți spectatori îmi spun lucrul ăsta. Ba mai mult, am niște colegi din Iași care s-au destăinuit și au spus, știi, am vrut și noi să punem ac venețian, dar erați după așa de frumoși încât n-am mai îndrăznit și i-am apreciat că, uite, într-adevăr, îmi pare rău că noi avem prea puține poze. Puține, nu? Foarte puține și știi cum e, pe vremea aia nu era poze cu sau, mare filmă, păcat. Sau filmări, ce spectacole am avut noi, Cristi, că dacă așa este. Ai venit. Absolut. Și ai văzut la teatru, îți dai seama ce spectacole au fost și nu avem nimic mare filmat. Păcat. Da, nimic. Important e că Florin este cu noi în memorie, doamna Dafinescu este. Și de ce a fost un blestem frumusețe? Așa că așa. Da. Mereu spune, stai că vine încă un rol, încă un rol, un an de zile stau pe tușe, hai, mi-e greu. Cum a făcut Ilinca Tomoroveanu, dragă de ea, a făcut târziu, dar l-a făcut. Așa este. E, eu l-am făcut copilul, George fiind mai în vârstă decât mine, eu l-am făcut copilul, l-am născut în... Eram în 6 luni când am cerut repartiția. Deci am fost însărcinată și am dat examenul de stat însărcinat. La timp. Extraordinar. Și atunci Dumnezeu a vrut să-mi facă darul ăsta, copilul ăsta. Și am făcut mai mult. După ce primeai repartiția, eu am luat ce mi s-a dat. Am zis, m-am sculat, cum eram eu cu mine deja, așa corect. Am zis, eu aveam note mari, puteam să aleg. Zic, dar eu nu știu cum nasc, ce nasc. Ia ultimul loc. Și am luat Petroșanu. Da. Mulți au mers la Petroșanu, dacă știi, și Magda, Catone și Șerban Ionescu. Și toți sperau că primesc mai ușor negația aceea, pe care nu știu dacă tu ai apucat-o, dar pe vremea noastră trebuia să stai 3 ani unde erai repartizat și nu ți se dădea negație. Da. Sigur că eu aveam dreptul, că eram măritată în București, că erau niște... Dar tata, generalul Dafinescu, corect, cum adică să... Să vin eu cu pilă în București, nici să nu aud așa ceva. Și a trebuit să stați. Și am stat 3 ani, dar George, pentru că era în meseria mea, pentru că știa ce se întâmplă cu tinerele care sunt nevoite să stea acasă în anii ăștia când trebuie să se remarce, ce a făcut? A luat o piesă, a găsit-o el, i s-a părut că
ne potrivim și a pus doi pe balansoar cu el, cu mine, repetam de la 10 seara după ce alăptam copilul. Ce drăguț! Și mergeam la Petroșani, cei de la Petroșani au fost foarte drăguți și în 2 săptămâni noi am ridicat piesa, ne-a dat numai 9. Da. Am făcut piesa și pe urmă George era mare vogă, făcuse ștefăniță, făcuse... Și cu George mergeam sub egida Petroșanului prin toată țara. Excepțional. Și George mi-a spus, draga mea, eu nu pot să spun pilă, n-am pentru mine, că știi cum actorii n-au, dar eu pot să te arăt. Și asta a făcut. Și cu piesa asta a venit în București Petroșaniu și m-a văzut Beligan și mi-a și Săraru și uite trăiește domnul Săraru și poate să povestesc. Mi-a scris o cronică domnul Săraru, neștingă să devasta lui Motoi nemaipomenită. Și așa m-am lansat, știi? Deci până la urmă dragostea va ajuta și va salva de fiecare dată. Doamnelor și domnilor, despre dragoste vorbim astăzi, dar și despre modul în care lucrurile frumoase din viață se așează atunci când credem în Dumnezeu. Vă mulțumesc foarte mult. A fost o mare bucurie. Eu vă mulțumesc. Și eu sper să ne mai vedem și poate o surprindem că acum a venit primăvara întru totul, iată, aproape. Poate ne vedem într-o zi și în altă parte, unde doriți dumneavoastră, în universul doamnei Cezara Dafinescu. Cu drag și Paște fericit. Vă mulțumim foarte mult, Paște fericit și a fost cu adevărat o bucurie. Doamnelor și domnilor, așa trebuie să fiți, astăzi trebuie să fie toaleta pentru Paște pe care o are doamna Dafinescu. Meniul îl are colegul nostru Iulian Olaru. Domnul Iulian, ce ai mai făcut acolo la